Eu am menționat că pentru Republica Moldova, pentru statalitatea noastră, este o rușine că o astfel de clădire, simbol național, în centrul Chișinăului, de mai bine de 7 ani, acuși vor fi 8 ani din 2009, se află în această stare. De aceea vă promit și vă face tot posibilul ca această clădire să fie reparată din surse externe, din partea prietenilor, potențiali donatori cu care deja am început discuții.